Anul acesta, hramul celui mai reprezentativ lăcaș de cult din municipiul Drobeta-Turnu-Severin va fi marcat prin oficierea mai multor slujbe religioase. Astfel, mâine, credincioșii sunt invitați să participe la slujba utreniei și la Sfânta Liturghie arhierească. La ceremoniile prilejuite de hramul Catedralei Episcopale vor participa ierarhii Sinodului Mitropolitan, al Mitropoliei Olteniei, dar și alți arhierei ai Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi, la Catedrala Episcopală a fost săvârșită vecernia mare cu litie în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Severinului, iar mâine, începând cu ora 8:30, vor avea loc mai multe manifestări. În fiecare an, în săptămâna luminată, Catedrala noastră episcopală își serbează cele două hramuri, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. A luat această hotărâre ca aceste două hramuri să fie sărbate în această joi, pentru ca oamenii, fiind o zi obișnuită, o zi fără sărbătoare, fără prăznuire, ca oamenii să poată participa și preoții din Episcopia Severinului Strehaie să poată participa la hramul Catedralei Episcopale. Avem câteva în programul evenimentelor, slujbelor care se vor derula în aceste două zile, 27 aprilie și ziua hramului 28 aprilie. În seara de 27 aprilie de la orele 18 se va săvârși slujba veceniei unită cu litia, iar a doua zi, la ora programul va fi în felul următor, la orele 8:30, ierarhii care vor face parte din soborul care va sluji Sfânta Liturghie se vor întâlni aici la centrul eparhial pentru înveșmântare, apoi vom porni în procesiune cu icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este și ocrotitorul orașului nostru, Beta-Turnu-Severin. Se va merge în procesiune de aici spre Catedrala Episcopală, unde în jurul orelor 9 va începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, așa cum am menționat, săvârșită de un sobor de arhierei, sub protia înalpreasfințitului Irineu, Mitropolitul Olteniei. După terminarea Sfintei Liturghii, aceeași procesiune, numai de data aceasta în sens invers, de la Catedrala Episcopală spre Episcopie, cu icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Efective, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți vor fi angrenate joi 28 aprilie în misiuni de asigurare a măsurilor de ordine și siguranță publică pe timpul manifestărilor religioase ocazionate de sărbătorirea hramului Catedralei Episcopale Sfântul Gheorghe din Drobeta-Turnu-Severin. Jandarmeria Mehedinți recomandă credincioșilor care participă la slujbele religioase să se manifeste calm, înțelegere, să adopte un comportament civilizat față de ceilalți participanți, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite implicarea în conflicte de orice natură, să evite consumul de băuturi alcoolice în zona lăcașului de cult și să supravegheze permanent bagajele și bunurile personale.